Dragele mele gospodine, bună seara și bine v-am regăsit! Dragele mele, multe dintre voi m-ați întrebat cum se face ciorba de purcel și ce se folosește la acea ciorbă de purcel, ce tip de carne din acel purcel mare. Pentru că, dragele mele, de sărbători toți tăiem un purcel, abia așteptăm să vină această zi minunată, să tăiem purcelul, să pregătim de toate. Și asta, dragile mele, ați văzut, în preajma sărbătorilor de iarnă. Atunci suntem nerăbdători să tăiem purcelul, să facem preparate, să avem casa plină și să vină apoi urătorile, caprele, jienii și toate alea, știți, să simțim acel farmec al Crăciunului, să fim cu toții în familia noastră, liniștiți, casa să fie curată, să plutească în aer acel miros plăcut de sărmăluțe, de fripturică la cuptor, de ciorbică, de toate. Căldură, lemnele să trosnească în sobiță și să așteptăm cu mare nerăbdare să vină colindătorii, să le oferim bănuți, să le oferim colăcei, să le oferim acum nu mai tradiția ca înainte cu colăcei, cu nucile, cu prunele, cum se dădea înainte bunicii noștri, pentru că săracii nu aveau și ei un bănuț. Acum trebuie să le dai un bănuț, să-i servești cu o prăjiturică, cu un suculeț și bănișori, pentru că așa sunt mulțumiți. Pentru că acești copii îți binecuvântează casa. Pur și simplu, odată ce ți-au călcat pragul casei, e ca o binecuvântare. Bine, dragele mele, deci voi m-ați întrebat cum se face acea ciorbă, acel borș, normal borș se spune, de purcel la tăiatul porcului. Dragele mele, pomana porcului, cum se spune, dragele mele, este foarte important ce carne se pune, din ce părți ale acelui purcel se pune. Atunci când s-a tăiat, pentru ca să iasă un borș bun, plăcut, dulceac, niciun borș de pe lumea asta nu este atât de plăcut cum este acel borș de la pomana porcului. Dar de ce, dragele mele? Pentru că toți tăiem porci și, na, și cumpărăm și de la magazine și nu e așa gustoasă. N-are cum să fie, dragele mele, nu are cum să fie așa gustoasă. De ce? Să vedem motivul, să tot timpul ne întrebăm. Când s-a tăiat prima dată purcelul, deci trebuie să facem, ce să facem? Tochitură și borș și grătăraș, un pic de grătăraș, ca să le dăm să mănânce la familiari și oamenii care ne ajută la tăiatul porcului, nu? Care sunt pe lângă noi, vecini care sunt pe lângă noi. Când au tăiat deja, când porcul a început să se desfacă, oalele s-au pus la fiert, dragele mele. S-au pus la fiert și ne ducem și ne alegem carnea pentru borș. Care carne? Cea mai bună carne pentru borș la pomana porcului este carnea de la gât. Partea de la gâtul porcului, dragele mele, cu gâtlejul, cu toate părțile alea. Este cea mai gustoasă carne pentru borș și cea mai recomandată. În cazul în care faceți un cazan mare de ciorbă de borș și nu vă ajunge, luați atunci și o bucată de coastă. Dar acea carne de la gât este minunată. Aduceți carnea, dragele mele, o tăiați frumos, cum vreți voi, o proporționați și o puneți la fiert. Veți vedea că se ridică spumă. Scoate spuma, o luați de mai multe ori spuma. Puneți sare, apoi după 10 minute o să vedeți că nu se. Deci sarea are un rol și în fierberea cărnii. Pentru ce? Pentru că sarea ridică spuma mai repede la suprafață. În momentul în care ați pus sare, o să vedeți că mai multă spumă se ridică. Nu lăsați, dragile mele, acea spumă. Nu le lăsați pentru nimic în lume. Pentru că dacă lăsați acea spumă, borșul este tulbure, este urât la culoare. Poate să fie el gustos, dar este foarte urât la culoare. Se așează pe pereții oale, când clocotește, se ridică pe capac, este o minune. Deci spuma tot timpul, luați, mai lăsați un pic să mai fiarbă, luați-o din nou și apoi, când carnea este pe jumătate, deja spuma s-a eliminat total. Începeți să puneți legumele. Tăiați frumos ceapă, puneți un castron bun de ceapă, tăiați apoi țelină, pentru că țelina este tare, după cum v-am mai zis, și fierbe mai greu, dați tot cubulețe să se vadă frumos prin borș, țelină, apoi morcov,
Iar, după un sfert de oră, două, un sfert de oră, 10 minute, un sfert de oră, puneți și ardeiul capia, puteți să puneți și gogoșa roșu, nu contează, ardei gras roșu. Ardei gras tot la fel, tăiat frumos cubulețe și păstârnac. Deci aceste rădăcinoase sunt suficiente. Mai lăsați să mai fiarbă încă 10 minute, un sfert de oră maximum, pentru că într-un sfert de oră legumele de așa au fierb. Și între timp faceți un tăițel de casă, dragele mele, un tăițel bun ca la mama acasă, cu câteva ouă, le bateți cu un praf de sare, pac, faceți turtița, o întindeți, dacă nu aveți timp să lăsați turtița ca să se usuce, ca așa se procedează normal, puneți un pic de făină de grâu mai multișoară, ca să nu se lipească, faceți o rulouri și tăiați-o, pac, pac, pac și lăsați-o pe plașetă și apoi ca să nu rămână depozit de făină în tăiței de casă, puneți într-o sită cu găurile mai mari și cerneți acei tăiței și răsturnați-i în borș. După ce ați lăsat tăiței, i-ați răsturnat în borș, dați repede cu un linguroi de lemn prin el, ca să nu se lipească unul de celălalt și vedeți că după 5 minute ei încep deja tăiței să se ridice deasupra. Asta ce înseamnă? Că ei încep să se fiarbă. Se fierb foarte repede. Ei, în momentul acesta, când ați văzut că ei încep să se ridice deasupra, potriviți de sare, dragele mele, potriviți de piper, puneți bulion sau puneți și zarzavat. Dacă aveți și zarzavat crud, puneți și o combinație de zarzavat crud, dar foarte puțin, dacă ați folosit proaspăt, puneți și zarzavat crud pentru că îi dă o tentă mult mai plăcută la borșul de carne de purcel. Și apoi puneți leușteanul, pătrunjelul, puteți să puneți și un pic de măr rar, că este ideal la ciorbe, este minunat, eu l-am descoperit acum, de curând, în timpurile trecute nu foloseam măr rar la ciorbe, dar acum îl folosesc chiar și cimbru, îl folosesc la ciorba de carne. Și am observat, nu în cantitate mare, într-o cantitate mai micuță, dar este, rezultatul este minunat, dragele mele. Este foarte, foarte gustos. Și apoi, dragele mele, răsturnați borșul. O să vedeți că tăiței s-au ridicat deasupra și răsturnați borșul care în prealabil a fost fiert. De ce zic, dragele mele, că borșul trebuie să fie fiert, borșul de casă, de butină, cum se zice? Pentru ca să nu devină ciorba tulbure. Deci o să rămână limpede ca cristalul și legumele o să-și păstreze coloritul dacă fierbeți legumele fără capac. Deci, atenție, dragile mele, sunt niște lucruri micuțe care vouă vi se par nesemnificative, dar sunt foarte importante. Foarte importante. Deci, la început fierbeți carnea cu capacul pus. Să fiarbă mai repede, nu se întâmplă nimic. Luați spuma și în momentul în care ați început să puneți legumele, ridicați căpăcelul, dați-l deoparte și încercați să fierbeți fără capac și la un foc mai micuț, ca să nu bolborosească ele, să nu își, cum se zice, să nu își culorile, formele, să nu și le distrugă. Să rămână intacte ca și cum, ca și atunci când le-ați pus voi. Și apoi puneți borșul, am zis, potriviți iar de sare, din piper, ce mai trebuie. Mai lăsați, dragele mele, încă 2-3 minute, 5 minute maxim să fie acele, să zicem, leușteanul, pătrunjelul, mărarul, să zic, să dea într-o nundă, într-un clocoțel și apoi opriți focul de la aragaz sau, dacă e pe sobă, înlăturați oala de pe sobă. În momentul în care ați oprit focul, aruncați, dragele mele, o mână generoasă de leuștean. Chiar dacă este uscat, nu contează. E de preferat leușteanul verde sau uscatul se folosește în special când puneți la fiert, când fierbe borșul. Pentru că nu are acea culoare, are o culoare mai. Dar leuștean, dacă nu aveți proaspăt, leuștean din punguțe de la congelator. Aruncați câteva zărmicuțe de ulei, foarte puțin,
În cazul în care carnea credeți că a fost grasă, să zicem că carnea de purcel a fost în cantitate mai mare, se poate întâmpla și așa, și este grasă, luați frumos cu polonicul, acel depozit de grăsime, luați-l și îndepărtați-l. Și apoi puneți leușteanul verde deasupra. Apoi, după ce ați îndepărtat. Dragile mele, eu am tăiat porcul astăzi și am făcut, tocmai de aceea am ocazia să vă prezint. Vedeți, aici am o farfurie cu ciorbă de carne de purcel proaspătă de la pomana porcului. Vedeți că arată foarte, foarte bine și vă garantez că este minunată, este foarte, foarte, foarte gustoasă. Cu un ardei iute, mamă, un spectacol, dragile mele. Stați un pic să vă arăt și oala cu ciorbică. Și îmi lasă gura apă, când am avut timp să mănânc. Vedeți? Oala cu ciorbică, vedeți? Oala cu ciorbică, leușteanul s-a păstrat verde deasupra. Am mai dat din ea, am mai mâncat din ea. Am mai rămas puțin. Uitați, vedeți? Tăițelul ce bine arată. Vedeți bucățelele de carne cum arată. Carnea de la gât, de la gâtul purcelului. Vedeți? O bunătate cu tăiței și legumele, vedeți, și-au păstrat coloritul. A ieșit o ciorbică magnifică. Dragele mele, acum vă pup, mama, vă las și vă aștept să mă mai contactați pentru alte rețete. Cu mult drag, din tot sufletul, vă spun cu mâna pe suflet, din tot sufletul, ceea ce știu, o să vă împărtășesc cu mare drag. O seară bună și să vă simt de bine. Pupiși dulci!